Sectorul justiției este cel mai important domeniu în care trebuie să se facă schimbări, cu potențial de amplificare pentru alte domenii. O justiție independentă și integră este principalul remediu împotriva abuzurilor statului, a încălcării drepturilor omului și a unei funcționări bune a autorităților publice, pentru o viață sigură și pentru atragerea investițiilor străine în țară. Ministerul Justiției a promovat un nou document strategic de planificare în sectorul justiției pentru anii 2021-2024, concentrându-se asupra asigurării independenței și integrității justiției din Moldova. IPRE și CRJM au recomandat în acest an mai multe îmbunătățiri acestui document strategic. Noi considerăm esențiale următoarele priorități. Modificarea Constituției în ceea ce ține de independența judecătorilor și de modul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii. Asigurarea unei transparențe bune a justiției și implementarea plenară a soluțiilor IT pentru a face justiția moldovenească mai eficientă. Îmbunătățirea și aplicarea eficientă a mecanismelor care să asigure integritatea celor care fac justiție, în principal a judecătorilor și a procurorilor. Asigurarea unui proces transparent și bazat pe mere de numire, promovare și atragere la răspundere a judecătorilor și procurorilor. Uniformizarea practicii judiciare și reforma Curții Supreme de Justiție, pentru a asigura aplicarea uniformă a legii față de toți. Comunicarea eficientă cu publicul pe subiectele cele mai importante. Consolidarea poziției profesiilor conexe din sectorul justiției pentru a asigura un remediu efectiv și un proces echitabil pentru justițiari. Angajamentele Republicii Moldova în contextul implementării acordului de asociere cu Uniunea Europeană, precum și valorificarea asistenței externe oferite pentru aceste reforme, sunt esențiale pentru a avansa în statul de drept și asigurarea unui trai decent pentru cetățenii din țară. Pentru a asigura implementarea cu succes a strategiei și a planului de acțiuni, sunt necesare un suport politic din partea decidenților, un mecanism eficient de monitorizare a implementării activităților, o structurare a consecutivității activităților, precum și resurse financiare suficiente. Strategia reprezintă o oportunitate pentru schimbarea la față, în bine, a situației din justiție. Promovarea celor mai buni profesioniști, fără corupție, în justiție, în interesul cetățenilor. Mai multe detalii privind inițiativele CRJM și IPRE le puteți accesa pe crjm.org și ipre.md.